Vreau să vă arăt cât armonie e dimineața în grajdul microfermei Doru. Deși sunt multe capre pe acest spațiu, 15 capre, uitați cât de armonios stau fiecare, până și norocoasa s-a aclimatizat, dorme acolo sub iezile cu iezii ei, una mănâncă, Stella mă drăgălește. Cum să dai asemenea capră să o vinzi? Mai înainte a fost aici lângă mine și fiica ei și Ina. Săraca plânge după ied. Caută după ied. Aici bătrâna cu fata ei, cu Dora. Își fac și ele siesta. Îmi place să stau să le aud rumegatul. Colozâna. Micuța. Stat un pic, am venit, am deschis geamurile și pe partea stângă. Acum sunt două pe parte, două pe alta deschise. Se ventilează foarte bine, este aerisit. Și o văd pe Cati că dă semne să se pregătească de fătare. Este cea de jos. Băi, Steluța, lasă-mă să-mi fac treaba. Am zis că o vând pe Stella, dar cum să vinzi așa ceva? Mă, că nu vorbește. Parcă deși simte starea de spirit și parcă vine să te liniștească, să te... Hai și tu, Ina, hai. Mama și fiica, amândouă la fel de blânde. De fapt, toate caprele mele sunt blânde, dar astea două, uitați-le aici. Astea două depășesc. I-a picat nodul de corn. După cum vă spuneam, cu șufa, am necornat-o de două ori cu șufa și deja nu mai are probleme. Chiar dacă îi cresc niște cioturi, acelea cad. Dați acolo grădinița. Grădinița iezilor cu norocoasa protectoarea lor. Mă, capurile se văd de ei. Hey. Stella. Ina și cu Stella. Ele sunt aici cu stăpânul lor. Am mus ieri și pe Ina, de două ori și pe Gina. Am făcut ele un pic de figuri, dar putem spune că stau la mus ca și caprele bătrâne. Hai, Ina, hai. Hai să vedem ugerașul, hai. Hop, hop, hop. Ce ziceți? Ridica piciorul și ține sus.
face Cati, fată, nu fată. Vedeți, la fiecare cap aici se simte la gât cei doi ganglioni pe care are ca și omul ganglionii sau ușa. Posibil să, adică cred că este glanda tiroidă aici, popular spus ganglioni. Deci nu apar așa peste noapte, pur și simplu fiecare capră îi are, doar că, după cum ați văzut și Edu Inei, s-a fătat cu ei pronunțați și cu glanda, de fapt, tiroidă, care cred că are efect și asupra creșterii părului, cum poate spune iarăși o prostie, de aceea posibil ca iezii când se nasc cu acei ganglioni măriți să fie și fără păr, pentru că nu se formează părul încă din uter. Mi-ar fi plăcut să văd un edus de la Ina, pentru că are multe culori, are alb, maro, maro deschis, aici pată, negru pe spate. Deci are vreo 4-5 culori în ea, cu tendințe de pătare, pate, pete. Aici o pată albă, de burtă. Aici altă pată. Putea să iasă un eduț pătat. Va ieși tura următoare. Se va revanșa inuța. Pur și simplu, ca și copiii. Să fac așa un video relaxant de duminică dimineața. Cam așa mă relaxez eu, deși zilele acestea au fost zile foarte, foarte stresante, începând cu fătările scroafelor, după aceea știam că încep capurile să fete, nu știam cum să le împart, cum să le... dar uite că până la urmă am găsit soluția. Ele fac aici la grămadă și o zi, două, dacă am posibilitatea, să le separ cu Edu sau Ezi până se întăresc. După care iarăși la grămadă și ca plan de viitor voi ține anul, seria asta de Ezi voi ține toată ziua pe capre. Doar seara îi voi despărți ca să pot să mor dimineața. Astfel voi mai ușura un pic munca. Ei sugând toată ziua, seara doar controlez caprele. Să văd dacă nu mai au lapte rămas. Să nu rămână de pe zi pe alta. Astfel cred că va fi mai ușor. Vor fi și ezi mai frumoși. Mulțumesc pentru vizionare. Așteptăm plătarea lui Cati. O duminică plăcută să aveți.